Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În luna mai, leii își vor demonstra capacitățile. Viața ta va fi foarte luminoasă și variată. Prima jumătate a lunii poate părea tensionată, dar în curând totul se va schimba în direcția opusă. Va trebui să faci alegeri importante și să prioritizezi. Principalul lucru este să arăți intenție, apoi numeroase obstacole se vor disipa treptat. În plus, acum Mercur se va stabili în constelația Gemeni, exercitând astfel o influență pozitivă activă asupra obiectivelor și planurilor de afaceri ale leului. Cu toate acestea, din 10 mai până pe 3 iunie, Mercur, care este responsabil pentru relațiile interumane, va deveni retrograd. Prin urmare, ultima lună de primăvară poate fi marcată pentru tine printr-un fel de încetinire în domeniile prioritare ale vieții. Pot exista situații în care trebuie să revii la întrebări și probleme vechi în scopul unei analize detaliate. În plus, în mai, Mercur retrograd se va muta în casa 11-a astrogramei tale natale, oferindu-ți toate resursele necesare pentru a consolida conexiunile anterioare, transformări în mediul apropiat și de lucru. Se vor putea face contacte utile sau interesante online. Dragoste. Astrele spun că trebuie să fii mai deschisă față de sexul opus. Trebuie să treci peste tine pentru a avea încredere în cineva. Ești pretențioasă inutil cu partenerii, ceea ce respinge noile cunoștințe. Soarta îți va oferi multe șanse să faci o cunoștință de succes. Dacă nu știi cum să te comporți, cel mai bine este să păstrezi distanța. Încearcă să înțelegi persoana și să o cunoști mai bine. Leii care au deja o familie vor realiza în sfârșit ceea ce își doresc. Vei fi capul unei familii care poartă totul pe umeri. Îți place rolul de lider și faci față cu succes tuturor treburilor casnice. Singurul lucru care îți va strica starea de spirit este gelozia. Dacă vrei o relație calmă și dinamică, va trebui să lucrezi la stima de sine. Sănătatea. În prima decadă a lunii mai, bolile cronice ale sistemului cardiovascular își vor aminti de ele însele. Leii trebuie să-și amintească despre prevenire și să țină o dietă specială. Concentrează-te pe proteine și vitamine, dar alimentele grase, prăjite, este mai bine să le dai deoparte măcar pentru o perioadă. Alcoolul este de asemenea contraindicat pentru tine. Situațiile stresante duc și la acumularea de colesterol. Ține cont de aceste lucruri atunci când întâmpini dificultăți. În a doua decadă a lunii mai, vei fi inutil îngrijorată de ceva. Acest lucru va afecta foarte mult somnul. Ai nevoie de odihnă adecvată pentru a reface resursele organismului. Vizitează un osteopat și înscrie-te la cursuri de masaj. Banii. La începutul lunii mai, leii se vor învârți ca un porc ușor de Guinea într-o rată. Unele lucruri familiare vor fi mai dificile decât de obicei. Pentru a face față poverii problemelor care s-au acumulat, implicați colegii în care ai încredere la muncă. Fii atentă la limbajul tău, mai ales când vorbești cu superiorii. De la 1 mai până la 10 mai, este mai bine să te ocupi de returnarea datoriilor tale. Astfel vei evita multe necazuri. De asemenea, în această perioadă nu este indicat să iei împrumuturi sau să accepți vreo obligație. Dacă nu poți refuza, atunci cel puțin transferă responsabilitatea importantă până la sfârșitul lunii. Dacă vrei să-i ceri șefului tău o creștere de salariu, atunci cel mai bine este să o faci după 20 mai. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!